Bună ziua, stimați telespectatori! La mulți ani! Iată, ne suntem în prima emisiune din anul 2021, la prima ediție specială din acest an. Și cu cine puteam să începem această emisiune frumoasă pentru binele tuturor decât cu părintele Liviu Burlacu de la Bacău. Bine ați revenit, părinte! Bine v-am regăsit! Doamne ajută! La mulți ani dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Bine ați revenit și sper din tot sufletul că după o perioadă așa, o mică pauză pe care am luat-o la sfârșitul anului 2020, să veniți cu noutăți, să veniți cu lucruri proaspete, lucruri fresh, așa cum vă văd de fapt că sunteți fresh cu noutăți și bineînțeles să reluăm și noi discuțiile alea pe care le aveam noi așa vis-a-vis de tot ce se întâmplă aici și acum. Multe noutăți, multe provocări, multe activități, de fapt de un an de când nu ne-am văzut, prelejuite de sărbătorile nașterii Domnului și a Sfântului Ioan și a Bobotezei, noutăți care de fapt fac parte din viața noastră a fiecăruia, viața de zi cu zi, parcă timpul nu mai are răbdare. Astăzi este luni, astăzi este duminică, o mulțime de activități, o mulțime de probleme, o mulțime de provocări, o mulțime de treburi, care toate așteaptă rezolvări de la noi. Știu că în ultima perioadă ați avut așa un flux mai puternic de oameni care au venit la dumneavoastră acolo și ați avut treabă, nu glumă, la centru. Treabă este tot timpul, doamna Gina, din cauza că dependența de alcool, dependența de droguri, dependența de jocuri de noroc, dependența de internet, o nouă provocare, într-o foarte mare ascensiune dependența de internet provocată și o consecință și a pandemiei care ne-a tot bântuit în 2020 și iată încă nu am scăpat de dânsa, fac ca tot mai multe persoane să se adreseze, să ne ceară ajutorul la Centrul Rezidențial Izvorul Tămăduirii din Bacău pentru a-și ridica din calitatea vieții, pentru a-și rezolva probleme legate de consumul de alcool, de droguri, de jocuri, de internet și de alte comportamente compulsive sau medicamente sau substanțe psihoactive și așa mai departe. Într-o lume în care în 2020 mare parte dintre creștinii din România au fost obligați la distanțare socială, au fost obligați să lucreze, să-și desfășoare activitatea de acasă prin intermediul internetului, a calculatorului, a apărut o schimbare a rutinei zilnice, au apărut încă o multitudine de factori care uneori sunt factori contributori la instalarea anumitor comportamente compulsive sau anumitor dependențe. Pentru cei care deja erau pe calea aceea angajați în a consumului de alcool abuziv, distanțarea socială a fost un factor favorizant, în așa fel încât finele de an 2020, ca niciodată vreau să vă spun, ne-a prins pe picior greșit în ghilimele, pentru că nu am putut răspunde la multitudinea de cazuri și de solicitări de a ajuta. Efectiv nu am putut. Dacă în anii precedenți de sărbătoarea nașterii Domnului, a anului nou, a Bobotezei, a Sfântului Ioan, aveam și noi un pic de respiro, adică nu mergeam la capacitate maximă și aveam un 5, 6, 10 persoane, locuri libere, anul ăsta am mers, parcă am fost spital COVID. Și a fost foarte aglomerat. Foarte, foarte aglomerat. Și astăzi, când am venit la dumneavoastră, deja au rămas echipa de psihologi, de consilieri, să facă internări, să facă externări, să facă programări pentru consilieri, pentru evaluări, pentru a stabili un plan de intervenție personalizat pentru toți cei care mai putem să ajutăm în sectorul acesta al dependențelor de alcool, mai ales de jocuri de noroc, iarăși, și de internet și de medicamente. De medicamente și jocuri internet am cunoscut o creștere exponențială, pot spune, a numărului de solicitări și de cazuri. Medicamente, deci, probabil din cauza că oamenii au fost obligați sau recurs la fel de fel de antidepresive, fel de fel de anxiolitice,
fel de medicamente pentru a contribui la a combate insomniile. Bănuiesc, de fapt cred că atunci când nu mai desfășori o activitate lucrativă și stai în casă la calculator, ne desfășurând o activitate fizică și somnul vine mai greu. S-a schimbat rutina zilnică și sunt o mulțime de provocări. Sunt convins că și spitalele de psihiatrie, alea care au mai rămas, pentru că foarte multe dintre ele au fost stânjenite, au fost restricționate activitățile lor prin transformarea unora în spitale dedicate COVID, sunt supra-solicitate de anxietăți, depresii, fel de fel de tulburări de somn, tulburări de alimentare și așa mai departe. Părinte, am ascultat emisiuni și discuții în televiziunile naționale vis-a-vis de părinții, dar în mod special mămicile, care sunt acasă și care, pe lângă faptul că lucrează acasă, completează ceea ce, de fapt, profesorii nu reușesc să facă cu școala online. Aici este, da, e un mare of, pentru că, din câte am înțeles eu, nu numai faptul că mamele sunt depășite puțin din punct de vedere ca timp și ca manifestare vis-a-vis de ceea ce au de făcut, cât și faptul că nici copiii nu mai au răbdarea pe care o aveau înainte, sunt mai agitați, sunt faptul că nu ies afară, că nu socializează cu colegii, nu se joacă, faptul acesta le dă un alt fel de comportament, o alt fel de stare. Cum vedeți dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, și cam care-i opinia dumneavoastră vis-a-vis de școala online și ce credeți că ar trebui făcut? Opinia mea despre școala online am spus-o foarte clar și foarte răspicat încă de anul trecut, din 2020, la puțin timp după închiderea școlilor și trecerea lor pe modulul acela de online. Nu sunt adeptul învățământului online. Știu că școala și dascălul se desfășoară cu mare greutate și poate stabili o relație pedagogică foarte dificil prin intermediul camerelor de luat vederi cu elevii de la diferitele clase. Pe de altă parte, eu sunt convins și știu, pentru că lucrez la firul ierbii și am contact cu fel de fel de enoriași, de creștini care aparțin Bisericii Ortodoxe Române, cel puțin, și care nu sunt într-o situație deloc elegantă în ceea ce înseamnă accesul la mijloacele tehnice, și mă refer aici laptop, tablete și așa mai departe, cât și conexiune de internet pentru a desfășura o activitate educativă, școlară și de formare cu un minimum de eficiență. Sunt foarte tranșant și uneori sunt poate foarte dur în ceea ce înseamnă părerea mea despre învățământul online. Este o pierdere de timp. Cred că guvernanților le-a fost rușine sau le-a fost jenă să treacă tot învățământul românesc în șomaj pentru o lună, două, trei, să instruiască cadrele didactice pe bune și nu așa formal, cum să utilizeze, cum să poată practica un învățământ online și concomitent cu asta să doteze școlile, să doteze toate și să umble și la copii, să-i ajute să primească tablete, calculatoare și conexiuni. Am cunoștință și sunt lucruri foarte dureroase despre comunități, despre școli, pentru care învățământul online este o plimbare la crâșma din sat. Adică profesorul știe că în satul respectiv, unde are elevi, nu există conexiune. O parte dintre ei prind pe o anumită rețea conexiune la internet, alții pe alt distribuitor de internet, pentru că este așezat pe un deal, pe coline, printre păduri. Și atunci învățătorul, și este un învățător care este inimos și devotat ăla, merge odată pe săptămână lunea la crâșma din sat, la magazin, și lasă acolo foi pentru fiecare elev din clasa lui cu teme și cu ce au de învățat și de unde să-și ia, și ia tot de acolo ceea ce elevii lui
au adus și au lucrat în săptămâna respectivă. Asta nu mai este învățământ. Părinte, eu sunt un pic așa, nu știu cum să vă spun, am trecut și noi prin școală. Cum poți să pui un copil în clasă pregătitoare sau în clasa întâi să învețe să scrie și să facă alfabetul, să fiecare literă în parte, online? Păi, acolo clar trebuie să fie cineva care să conducă învățătorul. Este o pierdere de vreme. Nu știu dacă v-am spus. Există un raport și am un e-mail primit al Agenției Europene de Control și Prevenție a Bolilor, a Comisiei Europene. Vă rog. Un raport detaliat în care se spune că rolul copiilor în transmiterea COVID-19 și rolul școlilor în pandemie de COVID-19. Este un raport oficial ăsta și cine vrea poate să-l găsească și eventual să vă trimit e-mailul și rapoartele respective ale agenției. Raportul menționează clar că decizia de închidere a școlilor pentru a controla pandemia de COVID-19 trebuie folosită ca ultimă soluție. Impactul negativ, psihic, mental și educațional al închiderii școlilor, precum și impactul economic asupra societății în general, depășesc beneficiile date de închiderea școlilor. Lucrurile astea se știu, cred că și la București. Atunci cineva o face intenționat? Nu mă întrebați. Cred că suntem mai de actualitate ca oricând cu ciocoii vechi și noi al lui proști, dar mulți. Nu, invers. Mulți, dar proști. Mulți, dar proști. Vai, Doamne, să avem grijă la vocabular. Ce să spun, nu știu, din punctul meu de vedere, sunt așa uimită de ce se întâmplă, pentru că școala, așa cum ai elevi în ziua de astăzi, va fi viitorul țării mâine. Acum, fiecare dintre noi, dacă nu avem copii, avem, nu știu, nepoți, avem rude, avem în familie tineri, copii și tineri care ne duc mai departe viitorul țării. Unde o să ajungem? Unde o să ajungem, părinte? Nu pot să-mi exprim eu părerea unde o să ajungem. Oricum am ajuns destul de jos. Sunt un atent observator prin prisma persoanelor care vin și ne solicită ajutor în izvorul tămăduirii a persoanelor dependente de alcool, droguri și alte comportamente și substanțe. Și de 10 ani, de când ne ocupăm în lucrarea aceasta cu folos în ajutorarea semenilor noștri, observ că de la an la an, condiția de educație, condiția de cultură scade pe zi ce trece. Am un puls a zonelor geografice din țara noastră și putem corela printr-o simplă analiză pe care o facem lunar în biroul nostru, și știți unde că ați fost, în centrul rezidențial Izvorul Tămăduirii, și putem corela foarte bine numărul de dependenți de alcool sau de droguri sau de țigări sau de alte comportamente, medicamente eventual, de nivelul de educație. Cu cât un popor, cu cât o categorie, cu cât o regiune este slab dezvoltată, mai puțin dezvoltată, mai puțin educată, cu atât numărul de persoane care sunt dependente sau care recurg la alte substanțe pentru a își ridica pentru un timp mic calitatea vieții este mai mare. Se tot face referire la nord-estul țării, la sud-estul țării, la partea de sud-vest a țării, că sunt foarte multe persoane și, da, în zonele slab dezvoltate, în zonele unde educația se face cu anevoie, și numărul persoanelor care recurg la alcool, la droguri, la alte comportamente compulsive, a persoanelor dependente, este mai mare. Să vă spun, nu știu dacă v-ați uitat la televizor, eu mă uit pentru că trebuie să mă informez. O știre în weekendul ăsta a fost mai șocantă decât altele, unde un bărbat de, nu știu ce vârstă avea, sub influența alcoolului și al drogurilor, a intrat într-un mare magazin în toaleta femeilor și a încercat să violeze o femeie de 40 ceva de ani. Bineînțeles că a fost prins,
Este în arestul poliției acum și acum vorbesc cu dumneavoastră și vă întreb. Părinte, am ajuns până acolo încât să nu avem siguranță de a merge pe stradă sau de a intra într-un magazin? Dumneavoastră ați văzut un caz prezentat de o anumită televiziune. Nu, de mai multe televiziuni. Sau de mai multe televiziuni. De toate în televiziunile naționale. Sau mai multe cazuri. Gândiți-vă că în centrul Izvorul Tămăduirii, persoanele care vin și ne solicită ajutorul, vin fiecare în viața lor cu asemenea exemple pe care ei înșiși le-au făcut sau au fost eventual victime. Pentru că în lumea dependenței de alcool sau în lumea dependenței de droguri se întâmplă astfel de fapte care sunt indezirabile cu normele sociale, cu normele morale. Sunt indezirabile și sunt considerate infracțiuni și pedepsite de codul penal din România. Pentru că o persoană care este sub influența drogurilor sau a substanțelor psihoactive sau chiar a substanțelor psihotrope, medicamente, suferă transformări totale de percepție și de comportament, încât s-ar putea să fi fost persoana respectivă într-o psihoză, deci halucinație auditivă și vizuală, și el să nu știe ce a făcut. El nu este conștient de propriul comportament. Se află într-un film, ca să vă spun așa, să înțelegem, în care el poate, să zicem că visa că face un anumit lucru. Cu siguranță, în momentul în care el va ieși din starea aceea de psihoză, halucinație, el nu-și va aduce aminte ce s-a întâmplat dacă era drogat, așa cum au menționat respectivele posturi TV. Și în alcoolism se întâmplă lucrul acesta, în sevraj, într-un delirium tremens, persoana care renunță la alcool, obligată să renunțe la alcool. Una din manifestările sevrajului, în sevrajul foarte violent, este delirium tremens, când persoana suferă de halucinații și de atât vizuale cât și auditive, iar comportamentul ei este unul cu totul altul decât a unei persoane normale. Este deconectată de la realitate, efectiv. Am avut persoane care mi-au povestit că într-un sevraj din acesta a trăit cu impresia că vin să-l atace niște urși. Văzuse un film sau o știre ceva la un televizor și el vedea că îl atacă niște urși, o ursoaică cu mulți urși, venea și atunci a pus mâna pe un topor, pe o săcurică, cum este pe aici în zona Neamțului, și a lovit ca să se apere. Doamne. Numai că nu era vorba despre niciun urs, despre nicio familie de urși, era vorba despre tatăl lui și cu ceilalți frați care veniseră să îl întrebe ce face, cum se simte, pentru că el în timpul acesta era în curtea casei și țipa, urla în halucinația respectivă. L-a lovit pe taică-su cu secure, i-a tăiat un umăr și așa mai departe. O, Doamne. El nu știe și nu era conștient în sevrajul, în delirium tremens despre lucrurile acestea. Așa încât comportamentele persoanelor dependente, fie că uneori sunt în sevraj sau fie că sunt sub influența substanțelor psihotrope sau a drogurilor, sunt uneori de neînchipuit și sunt în totală contradicție cu normele morale, sociale, etice, civice, penale și de care vreți. Tocmai din cauza aceasta ne confruntăm cu această neînțelegere a noțiunii acestea de boală a alcoolismului sau de boală a dependenței de droguri sau de boală a dependenței de nicotină sau de alte dependențe, jocuri de noroc. Oamenii văd numai prin prisma comportamentelor care ar trebui să fie dezirabile familiei, normelor morale, civice, sociale. Vedeți dumneavoastră o persoană care este dependentă de alcool sau de droguri sau de jocuri de noroc, ajunge să-mi ceară ajutorul nu la începuturile bolii, nu în niște faze în care și lucrul nostru ar fi mult mai ușor,
ajunge să ne ceară ajutor când persoana respectivă devine indezirabilă din punct de vedere a normelor de familie, când soțul sau soția dependentului nu îl mai suportă pentru că devine agresiv, violent, are halucinații, are psihoze, are sevrajuri însoțite uneori de delirium tremens și nu știe ce mai face, nu știe ce mai vorbește sau nu vine când încă din punct de vedere fizic nu suferă de patologii psihiatrice sau de alte patologii, ficat, ciroze, pancreatite, boli cardio și așa mai departe. Vine când omul respectiv este deja o ruină în ceea ce privește sănătatea fizică, este o ruină în ceea ce privește sănătatea mentală și psihică, iar toate acestea se văd prin comportamente care sunt destructive la adresa celorlalți, a mediului, și autodestructive în ceea ce înseamnă propria persoană. De aceea, dumneavoastră, la știrea asta v-ați cutremurat. Eu am mai văzut încă un caz a unui om care este în suferință, un dependent de droguri, care se afla probabil într-o criză. Nu înseamnă că acesta are niște circumstanțe atenuante. Nu, cu atât mai mult, cu cât, uitați, noi, eu cu dumneavoastră și alte televiziuni și alți medici și alți psihologi și psihiatri atrag atenția și spun răspicat și spun foarte ferm și clar și tare că alcoolul ucide, drogurile ucid, dependențele ucid, însă, înainte de a ucide, transformă omul într-o ruină, într-un cadavru viu, care ori și pe unde își desfășoară activitatea, produce numai suferință și rău, pierderi în jurul lui. Și de multe ori transformă omul într-un monstru, da, pentru că vedem ce se întâmplă. Părinte, în timp ce vorbeați dumneavoastră și spuneați de toate cazurile pe care le-ați avut și pe toate câte lucruri ați putut vedea și ați auzit din gura celor pe care i-ați avut acolo, mă întreb, de ce nu scrieți o carte, părinte? Cred că ar fi extraordinar și foarte mult. Mi-au mai spus lucrul acesta și m-au îndemnat să fac asta pentru că am o cazuistică fantastic de mare. Am de 10 ani de zile am mii de persoane cu care am vorbit și cu care împreună cu echipa de la Centrul Izvorul Tămăduirii le-am oferit ajutor. Răspunsul este simplu, nu mai am timp. Probabil când am mai multe ajutoare sau când voi obosi să lucrez efectiv printre ei, am să mă retrag și am să mă apuc să scriu, probabil. Dar de fiecare dată, dacă am avea timp, am putea într-o emisiune din asta să scriu o jumătate de carte, lecturându-o, răspunzându-vă dumneavoastră la întrebări. Cu mare drag. Doar să vreți să ne povestiți și să ne spuneți lucruri pe care... Sunt o mulțime de cazuri. Mulți ne produc deosebită bucurie și sunt motorul, sunt cherosenul care ne alimentează să mergem mai departe. Prieteni de-ai noștri și vă dați seama acum de sfintele sărbători ale nașterii, ale Crăciunului, ale anului nou. O mulțime de mesaje, de bucurie, de mulțumire, de... din partea unora pe care chiar i-am întâlnit printre noi. Ce frumoși sunteți aici! Da, aici eram chiar de Revelion, pentru că noi am făcut Revelion în Centrul Izvorul Tămăduirii și dumneavoastră, ca uneia care aproape că faceți parte din echipă, am putut să vă arăt felul în care dependenții de alcool dansează, se distrează, mănâncă, petrec, își împărtășesc din bucuria de a reveni la o nouă viață de o calitate net superioară. Aici eram chiar de înainte de a intra la masă și acolo nu sunt beneficiar, sunt din echipă parte. Trăiesc o viață nouă, net superioară calitativ, chiar unora care sunt oameni obișnuiți și nu sunt sub corvoada aceasta a dependențelor. Da, aici aveți, poate ne și spuneți că cine sunt fetele. Sunt două din asistentele medicale, Elena și Viorica Donie și doamna psiholog Livia Cojoc. Ați făcut, sigur, mi se pare, emisiune. Sigur, le cunosc pe toate. Părinte, aș vrea să dați un exemplu, măcar unul din cazurile dumneavoastră care au fost, nu știu, v-au impresionat, bănuiesc că nu
sunteți chiar atât de rigid încât să nu ajungă ceva la sufletul dumneavoastră și să vă impresioneze? Păi toți ajung la sufletul meu. Toți cei care sunt și bine și chiar și cei care se întâmplă să recadă mă impresionează și am de învățat și de la unii și de la ceilalți. Lucru care mă bucură și este deosebit de motivator este faptul și concluzia clară, de acum este fără echivoc, toți cei care au parcurs programul terapeutic în întregime la Centrul Rezidențial Izvorul Tămăduirii și eu sau împreună cu psihologul sau psihologii și consilierele am spus ok, drum bun și le-am și conferit diploma de absolvire acestei academii, sunt bine. Foarte rar se întâmplă ca cineva să reia consum sau să recadă. Foarte, foarte rar. Și acolo sunt alte cauze de altă natură care se conducă la asta. Acestea ne produc o imensă bucurie și fericire și este un motiv extraordinar de puternic prin care noi să afirmăm cu tărie că programul terapeutic Minnesota practicat în Centrul Rezidențial Izvorul Tămăduirii, program care este certificat de altfel și Centrul Izvorul Tămăduirii este un centru licențiat, acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, funcționează cu brio și cu maximă încredere putem să-l livrăm și să-l punem în practică mai departe. Cei care reiau consumul sau recad, și avem și din aceștia, sunt persoanele care au venit în centru nu pentru că își doresc cu adevărat să renunțe la dependența de alcool sau droguri sau alte dependențe, ci au venit în centru împinși de la spate, în ghilimele, ori de familie, ori de angajator, ori de biserică, pentru că sunt și biserici, sunt și ierarhi, episcopi ai Patriarhiei Române care ajută pe anumiți părinți care au neputința asta, se află neputința asta, cum și eu am fost cândva, și în drumă către noi, acele persoane care nu își doresc să își rezolve această problemă, să se vindece până la urmă de alcoolism sau de dependența de droguri sau de alte dependențe și vin să facă asta demonstrativ sau împinși de soție sau șantajați că divorțează și el părăsește, de obicei după 4 săptămâni abandonează programul. Li se înfiripează iarăși ideea că pot să fie stăpân pe viața lor, că își pot controla problemele, uitând că de fapt o viață dusă după pofta inimii noastre este o viață goală și este o viață care de foarte multe ori ne duce în pragul dezastrului, indiferent că sunt eu, Părintele Liviu sau dumneavoastră, doamna Gina sau altcineva. Pentru că și noi, la rândul nostru, chiar dacă nu suntem sub corvoada unor dependențe, să spunem, ne ghidăm în viața de zi cu zi și în toată viața noastră, până la urma urmei, după niște repere foarte solide, morale, etice, civice, sociale și așa mai departe. Ne luăm uneori, unii dintre noi, eu cel puțin, da, și vorbesc despre mine ca să nu mă refer și la alte persoane, modele de oameni care au reușit, modele de oameni pe care putem să le urmăm. Iar eu ca preot și ca director al Centrului Rezidențial Izvorul Tămăduirii, modelul meu suprem este clar, Iisus Hristos, care este mântuitor, izbăvitor, doctor al sufletelor și al trupurilor și izbăvitor de orice neputință trupească și sufletească. Și să știți ceva, vă spun astăzi pentru că este prima emisiune din 2021 și nu sunt obișnuit să bat câmpii și nici să spun ceea ce nu cred. Eu fac lucrul acesta nu pentru că îmi impune cineva, nu pentru că sunt undeva într-o grilă a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, nu pentru că vreau să hrănesc prestigiul bisericii mele sau al Arhiepiscopiei mele. Spun asta pentru că eu sunt convins că Hristos Iisus, Mântuitorul nostru și Domnul meu, este Cel care îmi călăuzește pașii secundă de secundă în toate clipele vieții mele și în toate activitățile mele. De experiența mea de alcoolic, pentru că am umblat în lumea aceasta alcoolismului vreo 7 ani buni de tot și am cunoscut și începuturile alcoolismului și faza medie și faza critică, momentul în care nu se mai putea și plecau de lângă mine toți, inclusiv familia,
Cred că a fost îngăduit de Dumnezeu exact pentru mântuire și pentru a putea înțelege și a ajuta și pe alții în sectorul acesta al dependențelor. Și mi-aduc aminte de spusele Sfinților Părinți care ne spun că tot ceea ce este îngăduit de Dumnezeu ne este îngăduit spre mântuire. Diferența este dacă putem învăța ceva din suferință, dacă putem învăța ceva din boală, dacă putem învăța ceva din faptele greșite săvârșite în trecut, să le corectăm și să ne îndreptăm și să ne ridicăm deasupra lor și în felul acesta să putem ajuta și servi ca modele și altora. Eu nu mă ofer pe mine ca model pentru nimeni, pentru că eu sunt și mândru, sunt și orgolios, sunt și destul de rău, sunt și destul de afurisit, de rigid și nu mai știu cum sunt. Sunt sever, dar dur. Dar întotdeauna cu maximă onestitate, deci maximă onestitate, nu mint, deci atenție, nu mint, indiferent dacă adevărul este uneori supărător sau nu este înghițit așa, fără multă mestecătură. Tot ceea ce fac eu și echipa mea, pentru că la Izvorul Tămăduirii în Bacău este o echipă, suntem o familie, altfel nu am putea lucra cu dependenții de alcool și de drog și de joc și nu am putea să iubim așa cum sunt, cu neputințele lor și cu comportamentele lor. Deci eforturile noastre izvoresc din credința în Iisus Hristos, din faptul că modelul nostru suprem este Iisus Hristos și înțelegem că Hristos a jertfit pentru noi, a murit pentru noi ca să murim noi păcatului și a înviat pentru noi ca noi să înviem vieții. Să știți că și fiecare zi în centrul rezidențial în Izvorul Tămăduirii în Bacău este o zi în care murim fizic, copleșiți de oboseală și de griji și de osteneală, dar în fiecare zi, a doua zi, înviem cu mai multă experiență, cu mai multă poftă de viață, cu mai multă dragoste față de aproapele nostru care suferă. Și ne bucurăm pentru fiecare om și omuleț, cum le spunem noi, care se ridică și care biruiește patima și păcatul și neputința proprie și ne bucurăm mai mult decât toți și decât toate ca la fiecare sfârșit de an, la fiecare sărbătoare, la fiecare onomastică sau la fiecare zi de naștere a oricărui dependent, primim un semn de viață și ne spune că vă mulțumim și vă iubim. Ce frumos! Mi-aduc aminte, am zilele trecute, nu știu exact în ce, acum, în începutul anului, pare mi se, undeva în nordul țării, nu știu, Suceava, Rădăuți, pe acolo, pe undeva, la o mănăstire, mai marele, nu știu cum, care este termenul superiorilor. Înalt preasfințitul, mitropolit sau stareț, nu știu. Cineva mare a dat dispoziție ca în fiecare zi, nu știu dacă o dată sau de mai multe ori pe zi, să fie controlați cei din mănăstire, călugării și toți cei de acolo, cu etilotextul. Pentru că... Nu știu exact despre ce este vorba. Vă spun eu, pentru că un om din sat care muncea la acea mănăstire venea în fiecare zi seara acasă băut, bine. Și atunci soția lui s-a dus și a făcut și a reclamat. Și ca măsură fiind luată, da, dacă de asta vă ocupați și se ia, iată că este o măsură într-un fel ca să se oprească, dacă vreți, în cazul în care și într-o mănăstire se poate lua, dacă vreți, exemplu. Pentru cei care nu cunosc sau nu înțeleg sau nu știu despre ce este vorba, eu nu știu exact despre ce mănăstire și caz și nici nu... Undeva în nord la noi, în Moldova, nu știu exact unde. Fiecare mănăstire, mai ales în ultimii ani, desfășoară în toate mănăstirile, în toate parohiile, se desfășoară multe lucrări de reparație, de reamenajare, de construcție, de împodobire a bisericilor, cu picturi, cu tot felul de alte așezăminte sociale și așa mai departe. Și cu siguranță acolo lucrează și oameni din exterior și echipe de profesioniști și oameni ai satului care vin să ajute și așa mai departe. Și vă dați seama că și eu știu despre persoane care au o problemă legată de alcool și vin și lucrează în mănăstire. Cred că da, probabil o soție de aia a zis, bă, dacă lucrezi la mănăstire, ce s-a bucurat că gata, v-a scăpat de băutură. Da. Și când a văzut că vine tot beat, tot beat, tot beat, și eu zic, bă, dar acolo se bea? Exact, da. Da, este foarte interesant. Uite că înseamnă că cel care era responsabil de lucrări, starețul respectiv, a fost atent și la un aspect din acesta
care vine să contribuie pentru sănătatea și pentru a arăta celorlalți din exterior că este preocupat și de muncitorii care nu fac parte din obște, da? Ca să fie bine. Da, și nu foarte. Numai, am înțeles că și călugării pe toți îi controlează. Da, foarte tare asta. Da, părinte, am vrut să vă întrerup, dar v-am lăsat, pentru că e foarte important ceea ce spuneți și vă las să vă continuați ideile. Eu consider și așa cum spuneați dumneavoastră că vă ghidați după niște valori, eu consider că una din valorile mari ale vieții noastre sunt cei 7 ani de acasă. Wow. Și vorba de educația pe care implicit aici trebuie pus accent foarte puternic. Ori, ținând cont acum că în cei 7 ani de acasă, cum spunem noi de când eram copii și spunem și acum, include și clasa pregătitoare și prima clasă. Dar nici nu știți ce pistă de discuție avem aici. Păi avem. Ce subiect de discuții. Dar mă iertați. Vă rog. În cadrul programului de terapie Minnesota de la Centrul Rezidențial Izvorul Tămăduirii, un punct foarte important după pasul întâi în care se produce acceptarea problemei, conștientizarea problemei, identificarea aspectelor din consum de alcool, de drog sau ce mai sunt, da? A comportamentelor dăunătoare, a cercului vicios al consumului, în cadrul programului, foarte important pentru menținerea abstinenței, care este soluția, punerea în toate domeniile vieții noastre în practică a principiilor programului, care sunt onestitate, sinceritate, credință, smerenie, minte deschisă, bunăvoință și încă mai multe alte principii. Ei, toate aceste principii sunt de fapt valori. Valorile acestea, am făcut o emisiune, mi se pare, în 2020 despre valorile, baza menținerii, fundamentul menținerii abstinenței. Ei, toate aceste valori sunt livrate, sunt moștenite de către fiecare copil, de către fiecare dintre noi, de la cei care livrează valori. Întâi și întâi este familia, mama și tata, cei 7 ani de acasă, pe care nimeni, în niciun fel, nici când, niciodată și cum vreți, nu îi pot suplini. Corect. Baza unui om sănătos, unui om moral, unui om, sunt cei 7 ani de acasă. Apoi, pe lângă familie, care este mare formator, familia noastră creștină, marele formator, de la care se și moștenește, se și livrează, apoi urmează biserica, preotul satului, care ar trebui să fie model, care ar trebui să fie doctor, care ar trebui să fie să-l vestească și să-l ofere pe Hristos model familiilor. Deci preotul, duhovnicul, din nefericire din ce în ce mai puțin duhovnici avem, pentru că și numărul duhovnicilor și a mănăstirilor nu este pe potriva nevoilor oamenilor. Apoi școala. Deci familie, biserică, școală sunt cei trei mari formatori și care livrează valori și repere oamenilor. Eu le și spun oamenilor, omuleților, pacienților, beneficiarilor programului, le spun când vin la noi și ne cer ajutorul că vom face tot ce putem să le liberăm din lanțurile dependenței de alcool, droguri sau alte dependențe, dar cei 7 ani de acasă nu îi vom putea reda niciodată. Apropo de valori, și mă iertați că vă întrerup, da, ținem cont de faptul că și mass media difuzează niște lucruri pe care nu le putem lua noi ca valori, noi care știm ce este valoarea. Dar pentru tineret, pentru adolescenți, pentru cei care sunt, mai ales în perioada aceasta, destul de debusolați de ceea ce se întâmplă, această mass media face în așa fel încât chiar să ne lipsească total de cunoștințe, repere, de cultură, de repere, cum ați spus dumneavoastră. Și apropo de lucrul acesta, am primit zilele trecute o imagine, pe o caricatură, dacă vreți, pe WhatsApp, în care două persoane stăteau spate în spate, unul se uita la televizor și spunea: suntem pierduți. Celălalt se uita la Iisus și spunea: suntem salvați.
Apropo de ce spuneați dumneavoastră și de credința pe care noi trebuie să o avem în sufletul nostru și o credință nestrămutată, nemărginită, o credință pe care nimeni să nu ne-o zdruncine în niciun fel. Ori asta pleacă chiar din momentul în care copilul se naște într-o familie, crește în familie, este vorba de educația pe care o primește. Dacă familia respectivă, din câte știu eu, am crescut într-o familie de oameni credincioși, chiar dacă eram pe vremea lui Ceaușescu. Adică nu era nevoie să faci cruci pe străzi și să-ți faci mătănii când ajungi la biserică. Nu. Dar am crescut într-o familie cu credință în Dumnezeu și părinții mei m-au învățat să iubesc pe Dumnezeu și să respect oamenii. Nu știu dacă au făcut bine sau rău, aici mă vedeți, aici sunt. Discutam cu cineva și analizam care ar fi cauza că tinerii, copiii de astăzi, din ce în ce mai mulți dintre ei s-au depărtat de valorile autentice pe care să le practice și la care să se raporteze în viața lor de zi cu zi, în așa fel încât să ducă o viață fericită, liniștită și îmbelșugată și plină de satisfacții. Răspunsul a fost unul pe care îl știam în depărtare, acela că avem din ce în ce mai puține mame creștine. Da? Sau, de fapt, că avem din ce în ce mai puține mame. Pentru că înainte, dumneavoastră, ați crescut cu mama dumneavoastră și a stat împreună cu dumneavoastră toți cei 7 ani de acasă. Și stau și acum cu mama. Da. Dar a stat. Da. Gândiți-vă că astăzi mamele se grăbesc să meargă la serviciu la o lună, două, trei, își reiau activitatea, chiar primesc uneori și stimulente salariale pentru asta și angajează o bonă, eventual filipineză. Da? Și își ia și al doilea job, mama respectivă, ca să aibă cu ce plăti și bona, ca să aibă cu ce îmbelșuga și casa. Și crede că este o mamă care își crește copilul în valori autentice, cinste, onestitate, smerenie, credință, dragoste, respect. Lucrul acesta nu se întâmplă pentru că nu mama îl crește, nu mama îi livrează aceste valori, nu ea este model pentru copilul care crește până la 5, 6, 7 ani, piatra de temelie în dezvoltarea unui copil, a unui tânăr, a unui viitor adolescent și a unui viitor om în lumea noastră. Ci veți vedea că este bona filipineză, cea care livrează valori, bunica, unchiul, vecina, școala online și atunci copilul ăla nu va avea niște valori puternice, nici creștine, nici morale, nici etice, nici civice, nici sociale, pentru că nu au avut cine să-i le livreze și cum să crească în ele. Vă dau un exemplu. Și am să vorbesc despre mine, pentru că mama mea a fost profesoară, nu mai este, s-a dus, Dumnezeu să o odihnească. Dumnezeu să o odihnească. Îmi spuneau părinții mei, pe vremea lui Ceașcă, să fiu cinstit, să nu fur, să nu mint, să fiu harnic și așa mai departe. La școală îmi spunea și profesorul, învățătorul și slavă Domnului, începeam grădinița pe la vreo 4 ani, 3-4 ani și stăteau cu noi și eram mulți pe vremea aia, în anii 70. Totuși, când veneam acasă, mama, pe la o anumită oră din zi, după ce terminam lecțiile sau altele, îmi dădea un sac în mână și mă trimitea în lanul ceapeului ca să aduc frunze de sfeclă pentru purceluș și mă și învăța cum să fur. Vezi că te vede paznicul de la ceape să stai aplecat, să nu iei frunzele de deasupra, să iei pe alea de jos că nu se cunoaște și așa mai departe. Deci m-a învățat să fiu cinstit sau m-a învățat să mint și să fur? Da? Da? Deci m-a învățat nu să fiu cinstit. La școală, mai apoi,
Da. Am învățat de la profesor și de la învățător care îmi spunea să fiu cinstit, să nu furăm și să nu mințim și să fim harnici și să învățăm tot ca să luăm note mari. Am învățat de la ei că ai mei colegi care făceau pregătire cu profesorul care îmi spunea asta, îi punea 10 și eu care învățam foarte mult ca să iau și eu 10, nu luam niciodată 10, luam numai 8, 7 sau 9. Și am observat că dacă fur și dacă eu copii, da, nu are cum să nu mai îmi pună 10 și îmi pune și mie 10, ca și la elevul care era mai prostut sau mai slăbuț și care avea nevoie de pregătire suplimentară exact la profesorul ăla, da, și am învățat că și eu pot, dacă fur, să iau 10. Și că așa am învățat să mint, să nu fiu cinstit, să fur și să mă descurc, cum învață românul de foarte multe ori, care este foarte descurcăreț. Da? Mai târziu, când am fost pus să muncesc și am ajuns un preot model în parohie, că chiar am terminat un seminar de la Neamț, unde chiar ieșam preoți adevărați, da? Mi-a fost foarte greu să îmbin și să renunț cu totul la mințit, la cinstit, la furat și la altceva. Mi-a fost foarte greu pentru că trăiam într-o lume în care se fura, se mințea, se completa de la comunism, cum era atunci, da? Și eu spuneam nu fura, nu minți, fii cinstit, fii smerit, lucruri care mie îmi erau străine în epoca aia, ca formare și ca educație primită în cei 7 ani de acasă și în școala comunistă. Aici a fost un conflict de valori interior și m-am apucat să beau. Și dacă am băut un pahar, nu mai exista conflictul ăla interior. Și dacă am băut 2 pahare, chiar uitam cu totul despre acele valori. Și încetul cu încetul, cu încetul, cu încetul, m-am trezit că sunt dependent. Da, azi nu mai mint. Astăzi nu mai mințiți, astăzi nu mai beți, nu mai sunteți alcoolici, ci sunteți pur și simplu un înger pentru cei care ai vă cer spus ajutorul. Ba da, nu este mult, pentru că eu consider că toți cei care ne vin în ajutor sunt niște îngeri. Dacă dumneavoastră considerați așa, tare aș fi bucuros să considere așa și Dumnezeu. Eu așa cred, pentru că atâta timp cât v-a lăsat Dumnezeu cu toate lucrurile astea frumoase pe care le faceți pentru semenii dumneavoastră, înseamnă că sunteți un înger păzitor. Să fie primit, să vă audă Dumnezeu. Amin, așa să fie. Dragi telespectatori, iată că a trecut repede ora, acele 50 de minute care sunt pentru dumneavoastră în această emisiune cu Părintele Liviu Burlacu și vreau să vă mulțumesc pentru atenție și vreau să vă îndemn, așa cum și Părintele o face de fiecare dată, să vă îndemn la credință, să vă îndemn să vă luați ca punct de reper doar pe Iisus Hristos și pentru că a demonstrat că prin iubire, doar prin iubire, a venit pe pământ și s-a jertfit pentru noi, din iubire pentru noi, iar Dumnezeu, pentru că a iubit atât de mult lumea, a dat pe singurul său fiu pe pământ pentru a se jertfi tot pentru noi din iubire. Și atunci mă întreb dacă din 24 de ore pe care le avem la dispoziție zilnic, cât din aceste 24 de ore ne gândim la Dumnezeu să mulțumim pentru tot ceea ce face El pentru noi. Nu trebuie să stăm conectați tot timpul acolo și să spunem numai asta, dar eu cred că atâta timp cât oferi mai multă recunoștință și mulțumire cu iubire, cu atât primești înapoi mai mult. Vă mulțumim pentru atenție și, Părinte, vă mulțumim că ați venit iar cu plăcere și să ne vedem, să ne revedem sănătoși într-o emisiune următoare. Cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos înainte, vă dorim tot ce este mai bun pe lume, sănătate și iubire. La revedere! Doamne ajută, la revedere!